Bună ziua, vrăjitori! Bună ziua, vrăjitoare! Sunt Mira și bine v-am regăsit aici pe canalul meu de magie. Vă mulțumesc că sunteți aproape de mine și că mă urmăriți. Pentru că am niște cazuri acum, în acest moment, la care lucrez, am decis să reiau unul dintre ritualurile cu ou. Eu am mai multe diverse pe canal. Acum nu știu dacă ăsta îl am, dar având în vedere că trebuie să-l fac pentru cineva, vreau să-l împărtășesc cu voi. Dacă este deja, foarte bine. Dacă nu este, e mai bine că o să-l împărtășesc în premieră cu voi. După cum știți și sigur v-am explicat când am postat celelalte ritualuri, v-am spus că ritualurile cu ou sunt printre cele mai puternice. Sunt rare pentru că nu se fac des, deoarece au o anumită potență, pentru că oul e născător de viață. Cu siguranță, cel care l-am pe canal, care mi-l aduc aminte, sigur, sigur că l-am pus, nu este același cu ăsta care îl fac acum, dar sunt oricum asemănătoare, pentru că până la urmă toate vin din același loc, doar că au fost mutate dintr-o regiune în alta, într-o țară în alta, și ea s-au schimbat încet, încet, dar rezultatul este același. Vreau să vă spun că este foarte greu de rupt acest ritual. Din momentul în care decideți să-l faceți, în majoritatea cazurilor durează până la moarte. Este foarte, foarte greu de rupt. Nu sunt multe persoane care știu să-l rupă. Avem nevoie de o lumânare roșie, pe care eu am aprins-o deja pentru că nu trebuie ceara. De sus în jos vom scrie numele nostru și numele persoanei cu care vrem să ne legăm pe viață. Atenție, pe viață. Așa, sper să nu se stingă pentru că sunt afară. Și din nou, când înregistrez afară, puțin mă deranjează că sunt vecinii care mă ascultă, Dana. Decât să se uite pe YouTube, mai bine mă ascultă pe viu. Avem nevoie de zahăr, scorțișoară și opțional, dacă doriți, puteți să ajungeți și miere de albină. Un ou și poza celor doi. Poza persoanelor delegate. Da, eu acum o să fac fără poză, pentru că este o demonstrație. Dacă oul nu trebuie să fie ținut în frigider, trebuie să fie la temperatura ambientului, iar dacă nu aveți poză cu cei doi împreună, luați două fotografii să fie la fel de mari, le puneți față în față și le legați cu un fir de ață roșie, ori pe larg, ori pe lung, pentru că după aceea nu puteți să-l puneți și pe larg și pe lung, că va trebui să faceți sulc pozele. Le legați cu ață roșie și închideți cu trei noduri. Atât. Nimic mai mult. Eu vă sfătuiesc să fie poza cu amândoi, că ar fi mai bine, să avem o reușită sigură. Eu acum o să vă demonstrez cu o hârtie și cu numele scrise, făcându-ne că este poză. Nu am mai încercat cu numele, dar o să pun chiar nume adevărate pe această hârtie să vedem ce rezultate va avea. Și vă spun ce va trebui să faceți cu oul. O să opresc din când în când videoul, pentru că va fi lung dacă nu, și o să trecem mai departe. Deci, în primul rând, în capul oului, cu un cuțit, îi facem o găurică. Nici prea mare, dar nici prea mică, pentru că va trebui să scoatem afară, să-l golim tot ce e înăuntru. Încet, încet, cu mare atenție să nu se spargă. Ciocăniți încet, 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 până se face găurica. Am decis să-l fac cu voi în direct ca să vedeți cum se face, pentru că mulți dintre voi nu știți. Mare atenție că se poate sparge, ăsta deja dă să se spargă. Și nu avem nevoie să fie prea mult spart. Găurica trebuie să fie foarte mică. Oul trebuie să rămână aproape întreg. Carcasa, coaja, da? Ia uitați, eu am făcut o găurică, nu e prea mare. Ok, cu un cuțit. Acum, cu un bețișor de lemn, încerc să scot tot conținutul, da? Tot, trebuie să rămână gol. Cum să vedem cum se scoate de aici. Vedeți, am luat o căniță, nu este ușor să-l scoateți, de aceea o să vă spun că o să opresc video ca să nu se facă așa lung, să nu așteptați după mine minute, minute în șir. Și o să revin când deja am golit oul și mi-a rămas colgița goală. Și pentru că o să mă utăresc pe aici, o să trebuie să-mi și spăl mâinile.
Vedeți? El curge, dar foarte încet. Trebuie să avem răbdare. De aceea, eu vă spun că o să opresc și o să revin când o să fie gata. Cu oul care rămâne puteți să faceți orice, să-l folosiți la mâncare, să-l dați păsărilor, să-l dați animalelor, nu contează ce faceți. Ia, albușul deja mi-a ieșit. Vedeți? Se vede în căniță, deja este și puțin gălbenuș, dar trebuie să-l scoatem pe tot. Cu răbdare, aveți răbdare, că fără răbdare nu faceți nimic. În timp ce faceți această operație, vă gândiți bineînțeles ce vreți să realizați, pentru că este foarte important să știi ce vrei să faci și să fii sigur de ceea ce vrei să faci. Da. Aproape am ajuns la final, dar vă rog să vă asigurați că oul este gol-goluț, pentru că ăsta este gălbenușul, trebuie să-l spar ca să pot să-l scot, căci dacă rămâne înăuntru o să se împută și atunci n-ați făcut nimica, ok? Vedeți că tot curge, tot curge. Vă ia ceva timp. Eu am ținut telefon, am ținut o video, l-am ținut oprit, dar câteva minute bune când încerc. Puteam să-l fac înainte să încep video, dar am vrut să vă arăt ca să vedeți câtă răbdare trebuie să aveți și să-l faceți. Dintr-un ou atât de mic, ia uitați cât am scos într-o căniță aici, vedeți? Acum mai opresc puțin. Ok, deci oul meu este gol, îl curăț puțin ca să vă arăt, așa, după cum vedeți, nu mai curge nimic. Acum ce vom face? Îl vom fixa într-un suport pentru lumânări, ori în ceva unde să ne fie ușor să lucrăm. Dacă aveți... Sunt anumite dispozitive, anume făcute ca să țină oul ăsta, nu ține prea bine, dar este un suport pentru lumânare, îl pun aici. Și între timp pregătim poza. Deci, cum i-am spus, poza trebuie să fie mică, o vom face sul. Eu o să scriu pe o hârtie numele persoanelor pentru care decid să-l fac. Vă spun, el se face decât cu poză, eu încerc un experiment acum și o să pun nume adevărate. Să vedem ce mi-asă. Voi faceți-l cu poză, pentru că ritualul original este cu poză. Eu îmi permit să mă joc cu ritualurile, voi nu vă permiteți. Nu schimbați nimic. Dacă o să văd că o să dea rezultate, o să fac un alt video sau o să ajung în descriere unde o să scriu că se poate face și cu numele. Deci, dacă nu aveți poză cu entrambi, cu amândoi, o să luați două poze, le puneți așa, față în față, așa, le lipiți. Puteți să le lipiți și cu miere. Și în, de jur împrejur cu ață roșie, trei noduri și atât. Ok. Deci, să zicem că asta este poza celor două persoane, o vom face sul. Eu dau puțină miere. Chiar vreau să fie dulce relația dintre cei doi. Mierea nu este obligatorie. Puteți, este opțional. Puteți o folosiți sau nu, cum doriți. Vom face ca o țigară. Destul de mic ca să intre, ca un tub, să intre în găurica de la ou, să nu se rupă ou. Uite, eu asta am în plus, pot să și rup de aici. O să-mi permit să rup o bucată. Vă rog să faceți cu calm, să vă gândiți bine ceea ce vreți și să fiți siguri de ceea ce vreți să obțineți, pentru că vă spun, nu știu câtă lume știe să desfacă acest ritual. Eu nu cred că se poate desface. Și vă spun din experiență că l-am făcut pentru mine. Și poate cândva aș fi vrut să-l desfac. Dar... Așa.
Vedeți că îmi rămâne afară, nu intră pentru că este prea mare. Căutați să fie pozele cât mai mici ca să vă intre. Ok, eu am reușit să bag hârtia înăuntru. Acum ce vom face? Ar trebui să facem o pârnie, dar nu avem o pârnie. Atunci din hârtie facem o pârnie din hârtie. Așa. O băgăm aici. Așa. În gaura oului. Între timp lumânarea s-a stins, dar nu are nimic, ar fi trebuit aprinsă tăman în momentul în care eu am... Ia să lipim cu miere și asta ca să stea aici. Vino mai. Ca să stea închisă hârtiuța asta. O vom lipi cu miere. Așa. Este puțin ca mică gaură, dar o să ne descurcăm noi. Iar acum dăm drumul la scorțișoară. Primul lucru care facem, dăm drumul la scorțișoară. Încercați să-l umpleți ouul cât mai mult cu zahăr și scorțișoară ca să fie dulce relația dintre cei doi. Să nu se sature niciodată unul de celălalt. Fiind gaura mică, se va duce greu jos. Va trebui să faceți așa niște mișcări. Eu am pus destulă scorțișoară. Da, nu prea curge. Este greu, este greu, vă spun, dar nu vă pierdeți răbdarea. Încet, încet se reușește. Scorțișoara se duce mai greu, zahărul mai ușor, că e mai greu. Scorțișoara e foarte ușoară. Nu vă preocupați dacă dați puțin pe din afară. Important este să intre și înăuntru. Eu pun deasupra cănii cu zahăr. Așa, dacă îmi dă pe din afară, îmi dă prin zahăr. Și atunci când pun zahăr, pun și scorțișoara cu zahăr. Da, eu am reușit să bag scorțișoara. Nu am băgat destulă cât am vrut, dar o să mai pun puțină. O să încerc să pun direct în ou. Ia, vine foarte bine chiar și direct în ou. Mi-am spus, pun deasupra zahărului, că dacă îmi cade pe jos, îmi cade în zahăr. Și când pun zahărul, se va pune și scorțișoara. Ok. Acum, fac din nou sul hârtia. Îi dau din nou, o bag din nou aici în ou și încep să torn zahărul, care ar trebui să meargă mai ușor. Încercați să umpleți măcar un sfert din ou cu zahăr. Pentru că vine o parte și mai grea după toate astea. Așa. Cred că am pus prea mult zahăr, da. Să vedem și asta cum îl băgăm. Nu e ușor, din păcate. Dar cu cât lucrați mai mult, cu atât rezultatele vor fi mai bune. Ia, acum începe să curgă. Încet, 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 încet. Mai dăm și pe jos, mai dăm și nou. Dar nu are nimic. Este deja greuț, un pic a intrat. Eu o să mai opresc puțin până termin, pentru că dacă nu se face video ăsta foarte lung și o să vă săturați din nou de mine, deja sunt 13 minute. Da, eu am reușit să-l umplu oul și acum v-am schimbat puțin camera ca să vedeți bine cum se face. Din momentul ăsta, odată ce este umplut, măcar un sfert cu zahăr și scorțișoară, aprindem lumânarea, nu vă preocupați dacă curge ceară pe lângă. Și în găurica aia mică începem să băgăm ceară, să-l umplem cu ceară înăuntru, da? Nu pe din afară. În timp ce picură picături de ceară, voi spuneți și vă gândiți, cu fiecare picătură de ceară eu sigilez iubirea dintre și spuneți numele vostru și numele persoanei care este în poză cu voi. Să fie dulce și să fiu mereu atrăgătoare pentru persoana pentru care ați lucrat. Spuneți numele. Să nu poată renunța niciodată la mine. Să fim uniți în trup și suflet.
și mereu să crească și să înflorească dragostea dintre noi. În mod normal, dacă voi ați umplut decât un sfert de ou, cu o lumânare ar trebui să terminați să umpleți oul. Dacă ați pus mai mult, vă rămâne lumânarea și atunci ce veți face? O să vă spun imediat. Răbdare, trebuie să așteptăm să se răcească, încet, încet să se ducă în jos. Gaura trebuie să fie plină, nu trebuie să rămână gol înăuntru. Da? Deci umpleți cu ceară. Și mișcați să se ducă peste tot. Îl simțiți cald, nu e nicio problemă. Vă gândiți mereu ceea ce vreți să obțineți. Vă gândiți lucruri frumoase. Nu vă puneți aici să astupați gaura și vă gândiți ce faceți de mâncare. A început să se umple. Da, la fel o să vă opresc, o să vă săturați. Ia uitați cât am consumat eu din lumânare și am umplut ou mai mult de jumătate cu zahăr și scorțișoară și încă nu l-am închis bine. Da, vedeți, încă se vede găurica, el trebuie să fie plin cu ceară. Deci, răbdare, trebuie răbdare aici ca să faceți acest ritual, nu poate să-l fac, că cine nu are răbdare. Eu vă opresc din nou și revin. Acum mie oul mi s-a umplut, doar că trebuie să aștept să se răcească. Găurica pare deschisă deoarece este ceara caldă și nu pot să pun peste până nu se răcește. O să aștept să mi se răcească. Nu trebuie să stăm picior peste picior, m-am pus picior din instinct cu picioarele încrucișate, dar nu trebuie. Deci când ceara se răcește, închidem de tot găurica asta, vezi că să nu se stingă lumânarea. Iar când găurica este închisă, la fel ca în cealaltă situație, procedăm. Luăm un ghiveci cu pământ unde vom îngropa acest ou. Eu vă sfătuiesc să fie un ghiveci mic, pentru că dacă vă schimbați de casă, să puteți să luați, nu puteți să lăsați, de exemplu, cei care trăiți în străinătate și vă gândiți să lăsați casa să vă întoarceți în România. În momentul în care îl lăsați, să zicem, nu este indicat să-l lăsați, nu vă mai garantez aceeași armonie, aceeași liniște ca și cum când îl aveți cu voi. În fine, când ați închis găurica, bine, l-ați băgat într-un ghiveci micuț care puteți să-l plimbați după voi pe unde mergeți și sădiți deasupra niște flori frumoase, îl țineți în casă sau în curte sau în grădină, aproape de voi trebuie să fie. Atâta timp cât acest ou va fi lângă voi, lucrurile în casa voastră vor fi minunate. Este ceva de legare pe viață, este foarte greu de desfăcut și într-adevăr este și foarte greu de făcut. Cine știe să se concentreze și să-l facă cum trebuie, are rezultate imediat. În prima săptămână deja vedeți rezultate. Săptămână ce trece, relația dintre voi se devine mai puternică, mai frumoasă și lucrurile tot mai bune. Doar să știți că în momentul în care vreți să plecați și vă spun din experiență, vreți să vă lăsați, nu veți putea. Vă certați, vă bateți, vă înjurați, dar nu puteți trăi unul fără celălalt. Așa că gândiți-vă bine dacă vreți să-l faceți, pentru că atâta timp cât tu te legi prin acest ritual cu o persoană, cu altă persoană viață, nu vei mai avea. Eu vă îmbrățișez cu drag, sper să faceți tot cum trebuie și sper că ați înțeles tot bine. Așa, să ne vedem la față, că nu avem nevoie să ne vedem alte părți ale corpului. Aștept comentariile voastre, e-mailul meu este același și am eliminat foarte multe dintre ele. Cei care mi-au scris în luna iulie nu v-am putut răspunde tuturor pentru că am fost în vacanță și de aceea mă gândesc că ați rezolvat problema între timp. Eu am cancelat e-mailurile ca să am loc în poștă să-mi intre altele. Dacă nu ați rezolvat, scrieți-mi că o să am timp să mă ocup în luna lui septembrie, o să am timp să mă ocup de mai multe lume.